Ordonanța care prevede ieftinirea alimentelor de bază a fost adoptată de guvern. Prin aceasta se vrea limitarea daosului comercial pentru 3 luni, astfel încât prețul unor alimente să scadă la raft. Printre produsele care vor suferi ieftiniri se numără pâinea albă, ouăle de găină, carnea de pui și de porc, brânza, dar și anumite fructe și legume. Oficial, ordonanța de urgență care trebuia să ducă la ieftinirea produselor de bază a fost adoptată de guvern. Persoanele care vând pâine albă, făină, ulei, zahăr, mălai, anumite fructe și legume, pulpe și aripioare de pui, spată de porc, telemeaua de vacă și alte produse vor trebui să reducă din adaosul comercial. Noile reglementări vor intra în vigoare peste o lună. Oficial, guvernul a adoptat actul normativ privind stoparea creșterii prețurilor la produsele alimentare de bază. Pe lista realizată de guvernanți și de reprezentanții industriei sunt alese 14 tipuri de produse cu specificații clare. Potrivit prevederilor actului normativ, cotele de adaos comercial pentru produsele alimentare prevăzute în anex actului normativ vor fi limitate pentru o perioadă de 3 luni. Adaosul comercial nu va depăși 20%, iar măsura ar urma să se aplice pe lanț de la procesator, distribuție, la supermarketuri. Este prima țintă importantă anunțată și asumată de acest guvern și mă bucur că am reușit în doar 2 săptămâni să avem ordonanța pe masa guvernului, a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. În schimb, ministrul agriculturii a specificat că fermierii nu vor suferi nicio modificare de preț. Vreau să fac o precizare importantă. La fermieri nu există limită privind stabilirea prețurilor. Nu se intervine în niciun fel asupra prețurilor de vânzare ale fermierilor. Marja lor de profit este una mică oricum, a declarat acesta. Oamenii însă nu consideră că această măsură va aduce prea multe beneficii. Era necesar, dar văd că nu prea să ieftinesc, poate. Cum? Peste o lună se va aplica aceasta. Peste o lună. E târziu atunci. E târziu cu greutățile care sunt foarte, foarte târziu. Nu e suficient această măsură. Nu. Pentru prețurile care sunt în ziua de astăzi, era foarte necesară. Au crescut foarte mult prețurile, nu s-au mai ieftinit de mult produsele? Tot la fel, sunt scumpe produsele, nu s-au ieftinit. Modalitatea de a se calcula această reducere de prețuri, n-am încredere în ea. Comercianții vor face tot ce e posibil să nu piardă din venituri. După publicarea în Monitorul Oficial, comercianții au la dispoziție 30 de zile să își modifice contractele acolo unde este cazul. Cei care nu se supun înțelegerii riscă amenzi cuprinse între 100.000 lei și 2 milioane lei.